Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o ediție de marți a emisiunii Între Plus și Minus, o ediție specială în acest context în care debutul de decembrie, iată, vine cu surprize și neplăcute, dar și plăcute. Ne aflăm că vrem, că nu vrem, la un final de an în care o retrospectivă a faptelor bune și a faptelor rele trebuie să o facem, se impune acest lucru în anul al doilea, ca să spunem așa, de după pandemie. În timpul acestei pandemii am scăpat de Delta și avem acum un Omicron. Vedem ce putem face în acest val al cincilea, care se pare că este iminent. În aceste condiții, Între Plus și Minus rămâne o emisiune care tratează, din acest punct de vedere, suficient de echidistant toate lucrurile legate de administrație și politică. Primarul comunei Bosanci este invitatul ediției speciale a emisiunii Între Plus și Minus, domnul Neculai Miron. Domnia sa a acceptat o provocare pe care i-am făcut-o acum câteva zile, și anume aceea de a încerca și, bineînțeles, de a și reuși să prindem, nu neapărat exhaustiv, dar suficient de mult din activitatea Unității Administrativ-Teritoriale Bosanci pe parcursul acestui an 2021, din ianuarie, e adevărat, cu un buget adoptat la început de an, mai precis la început de primăvară decât la început de an calendaristic, și până, nu neapărat astăzi, ci până la finalul acestei luni calendaristice, adică undeva până după sărbătoarea Crăciunului. Bun găsit, domnule primar! Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat provocarea noastră de a vorbi despre 2021 în administrația comunei Bosanci. Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Un an greu, 2021, în ciuda pionieratului din 2020. Așa este? Nu pot să spun că a fost un an greu, 2021. Dimpotrivă, a fost un an excelent. Mult mai bun decât ani din mandatul anterior. Surprinzătorul primar al comunei Bosanci. Vă rog, câteva argumente. Da, datorită faptului că în acest an, întrucât am avut un viceprimar pe măsură, lucrările privind dezvoltarea comunei au mers extraordinar de bine. În deosebi în ceea ce privește asfaltarea drumurilor comunale, cât și foarte multe proiecte pe care le-am pus în practică de-a lungul anului. Deci am executat aproximativ de 7 km de drumuri comunale, asfaltări, atât pe fonduri europene cât și din bugetul local. Deci am încheiat chiar ieri, am avut vizita celor de la AFIR, am încheiat acel proiect de 1 milion de euro, deci prin fonduri europene, la care am adăugat și o valoare neeligibilă de aproximativ 3 milioane de lei. Deci în felul acesta, deci a fost un proiect undeva la 1.700.000 de euro prin fonduri europene cu cofinanțare de la bugetul local. Anul acesta în mai am avut o știre la InfoPlus preluată firește din sursele pe care pagina dumneavoastră de socializare le oferea, că s-a dat startul asfaltărilor. Vreau să urmărim acel material. Se întâmpla în mai. Dacă doriți să revedeți, putem urmări împreună materialul și comentăm ulterior despre întreaga activitate de asfaltări în comuna Bosanci. Materialul, vă rog. În data de 24 mai s-a dat startul sezonului de turnări a covorului asfaltic în comuna Bosanci. Momentan se lucrează pe mai multe străzi, iar banii pentru aceste lucrări provin din fonduri europene. Începând de astăzi, deschidem sezonul turnării covorului asfaltic pe mai multe străzi din Bosanci prin fonduri europene. Cred că aproximativ o lună de zile de astăzi începând vom turna numai covor asfaltic undeva în lungime de vreo 4 km cel puțin. Proiectul total este de 5,2 km. Au fost pregătite pentru asfaltare mai multe străzi, printre care și strada Mihai Viteazu. Aici acum suntem pe strada Tudor Vladimirescu. După Mihai Viteazu va urma parțial Victor Babeș, parțial Ion Creangă, apoi vom trece pe
strada Plaiului în Cumpărătura, unde și acolo este pregătit terasamentul, și în final ne vom opri pe strada Dr. Sârghe Nechipor, deoarece acolo încă nu este pregătit terasamentul. După ce vom pregăti terasamentul și acolo, dar până vom turna pe aceste străzi, cred că vom avea pregătit terasamentul și pe strada Dr. Sârghe Nechipor. La începutul lunii septembrie trebuie să avem încheiat acest proiect. Domnule primar, și la începutul lunii septembrie lucrurile erau terminate acolo. Așa comentați dumneavoastră, drept, ca să spun așa, reporter la fața locului, dar cu informații suficient de plauzibile pentru noi. Da, deci am încheiat, vă spuneam, acel proiect de 5,2 km prin fonduri europene, dar în același timp aveam un proiect din bugetul local și am continuat asfaltările până nu, acum vreo 3 săptămâni în urmă. Și am încheiat asfaltările, deci și vom continua anul următor cu 3 proiecte de asfaltări. Curajoase! Sperăm să prindem și al patrulea proiect pentru asfaltări, care va fi prin fonduri europene. S-a deschis o sesiune unde am depus un proiect pentru drumurile agricole din localitate, deci facilitând în felul acesta accesul sau devierea traficului de pe drumul național E85 de la Cumpărătura, deci și acolo pentru a câștiga punctaj. Deci avem atât acolo în Cumpărătura, deci drumul care pleacă de la depozitul de marmură înspre Iazul Parțic. Apoi vrem să ne unim cu Ipoteștiu, comuna Ipotești, în partea din deal al satului. Cei din Ipotești au făcut și ei un proiect tot pentru această măsură, deci pe fonduri europene. Ei vin înspre Bosan și noi mergem înspre Ipotești. Vorbesc de continuarea străzii Libertății de sus, de la Cumpărătura, unde avem, de la Bosanciu, unde avem și bazinele de apă acolo. Deci și în felul acesta vom face legătura între Bosan și Ipotești. În același timp, o mare parte din trafic va fi deviat de pe DG 208A, axa rutieră strategică la care se lucrează. Deci, cumva traficul va fi împărțit pe anumite sectoare. E și paralel cu această axă strategică. Da, paralel, exact. Paralel și cu drumul de la Cumpărătura și cu axa rutieră strategică DG208A, care merge spre Dolhasca la Iași. Ce mai rămâne 2022 de asfaltat? În 2022, deci sperăm că va fi tot așa un an foarte bun. Deja am semnat proiectul, deci pentru a reabilita drumul care merge spre Cumpărătura din Bosanci, care face legătura cu E85. Deci în felul acesta, deci va fi lărgit acel drum, spuneam, am semnat deja contractul. Imediat ce ne va permite vremea, în primăvară ne vom ocupa de lucrarea aceasta. Apoi avem un proiect din bugetul local cu foarte multe străzi din localitate, tot așa. Am început din zona dinspre oraș, va fi strada Pinului, strada 1 Mai, deci toate aceste străzi care nu sunt asfaltate, vorbim de zona Land de acolo, deci vor fi asfaltate și vă spuneam și prin fonduri europene, dacă vom trece cu bine, deci și vom obține punctajul necesar. Deci eu am promis și cred că voi reuși, dacă vom fi ajutat și cu fonduri europene, să încheiem asfaltările la finalul mandatului. O altă provocare în actualul mandat și în actualul an 2021 a fost cea referitoare la infrastructura apă canal. De-a lungul timpului au fost echipe de oameni care au lucrat la această problemă, lucrurile s-au dezvoltat, dar ulterior a apărut și o știre cum că apa în comuna Bosanci nu ar fi fost corespunzătoare din punct de vedere microbiologic. Primele utilaje pentru a face apa cât mai bună și a primi avizul DSP ajunseseră la Bosanci, un material care a apărut pe pagina dumneavoastră de socializare. Noi l-am preluat pentru că știam că Bosanci rămâne o comună strategică și am vrut să vedem
cum se dezvoltă aceste lucruri. Materialul avem pregătit de asemenea preluat din InfoPlus. Vreau să-l urmărim, vă rog, și apoi să vorbim și despre acest subiect, dar și despre întreaga lucrare Apă Canal în Bostanci. Materialul, vă rog. Încă un proiect din comuna Bostanci intră în etapa de execuție și este vorba de stația de tratare a apei. Luni, potrivit primarului Miron Neculai, au fost livrate primele echipamente necesare acestuia. Proiectul ar putea fi finalizat până de Crăciun. Astfel, calitatea apei din comună va fi îmbunătățită, deoarece apa va trece prin mai multe etape de tratare. Chiar dacă este lunea și bugetare sunt liberi, o veste bună pentru locuitorii comunei Bostanci. Au sosit primele echipamente pentru tratarea apei din comuna Bostanci. Bună ziua, domnul Eremia! Ce ne puteți spune despre acest proiect pentru tratarea apei în localitate? Pentru bunătățirea calității apei din Bostanci, s-a încheiat un contract pentru o stație de tratare a apei care cuprinde mai multe etape de tratare și s-a început livrarea de echipamente. Proiectul tehnic a deja fost predat, de acum începe de execuție. Este un cam pe luni de zile și trebuie și stația până de Crăciun, fie stația în funcție. Mulțumesc! O zi bună în continuare! Că imediat mă urc pe utilaj și îl dăm jos, îl legăm cu chingile alea și rezolvăm. Da, și echipamentele au ajuns și erau extrem de necesare. Un material postat pe 30 noiembrie, acum câteva zile. Da, deci în primul mandat noi am mai extins apă și canal undeva la vreo 10 km și vreo 300 de metri. Am extins canalizarea, deci și mai avem ceva din acest proiect care a fost prin PNDL de executat. Dar am schimbat, să zic, zona de extracție a apei. Până acum pompam undeva din lunca Sucevei, unde erau depozitate și gunoaiele comune acolo o perioadă, deșeurile au fost depozitate. Apoi, bineînțeles, a fost interzis lucrul acesta, dar pompam de acolo cu costuri foarte mari. Deja de la vale la deal. Am făcut 6 puțuri de apă în dealul satului, lângă rezervoarele de apă. Am mai completat anul acesta cu vreo 3 puțuri de apă și acum cred că avem apă suficientă, deci puțuri în adâncime de 230 de metri. Apa era aproape potabilă. Acum am contractat o firmă pentru potabilizarea apei. Am încheiat deja contractul, ne-au livrat primele echipamente. Nu știu dacă vremea ne va permite până în sărbătorile de iarnă să definitivăm acest proiect, ceea ce nu prea cred, dar imediat după sărbători sperăm să îl definitivăm și să distribuim apă potabilă în localitate. Deci, cât privește serviciile de apă și canal în comuna Bostanci, cum stați în momentul acesta și ce vă propuneți pentru anul viitor? Acum, cu ultimul proiect pe care l-am făcut și l-am depus la
Angel Salini, deci s-a deschis acea măsură de finanțare, deci și am depus toată localitatea, deci unde nu mai avem apă și canal, deci toate drumurile, toate ulițele, ca să acoperim toată comuna, aproape 100%, puțin doar anumite străzi, că se construiesc alte străzi acum, deci pe alte străzi se construiesc, se extinde zona, deci de construire, am extins și noi intravilanul ca să se poată construi, îndeosebi pe strada Oituz, în sus acolo se construiește foarte mult, dar zona limitrofă a satului, deci se fac extinderi, s-au solicitat noi autorizații de construcție, deja au fost construite anumite case și pe acele străzi, bineînțeles, nu am solicitat că nu aveam autorizații de construcție în acele zone. Dar vă spuneam, aproape 100% dacă va fi, vom primi finanțare prin acest proiect Angel Salini, deci vom acoperi undeva 95-97% din suprafața Bosanciului cu apă și canal. Vreau să vorbim puțin și despre faptul că Bosanciul își dorește foarte mult banii europeni, un subiect pe care l-am abordat și noi la Info Plus cu declarația edilului, fără doar și poate. Vreau să urmărim materialul și ulterior să aducem discuția din zona banilor europeni în zona superutilului, și anume gazmetan, nu doar în Bosanci, pentru că miza este uriașă pentru întreaga România, în condiții în care, iată, alternativa la energie devine din ce în ce mai scumpă. Urmărim, doamnelor și domnilor, materialul și revenim în direct. Am organizat această întâlnire la primăria Bosanț, deoarece dorim să facilităm accesarea de fonduri europene, întrucât au apărut câteva măsuri prin care puteți obține finanțări. Am făcut acel anunț ieri, în urma acelui anunț am fost sunat de către directorul general de România al APIR-ului, Agenția de Finanțare și Investiții Rurale, domnul Mihai Moraru, care este o oportunitate pentru noi, întrucât dumnealui este din Ipotești, este din zona noastră, deci și în același timp dumnealui ne-a pus la dispoziție și a luat legătura cu domnul director al AFIR pe Suceava, filiala Suceava, domnul Andrei Boroșan, și în ziua aceasta suntem înaintea dumneavoastră pentru a vă pune la dispoziție toate oportunitățile prin care puteți obține finanțare. În același timp, avem o firmă de consultanță în ceea ce privește pregătirea dosarelor pentru a obține fondurile europene. De ce este atât de important această întrunire? Vă aduceți aminte că noi am obținut o finanțare pentru asfaltare de drumuri și dacă nu am fi avut cei doi cetățeni care au obținut finanțare prin fonduri europene, nu am fi obținut punctajul la drumul de 1 milion de euro prin care facem asfaltări acum. Vorbim de domnul Popatiu Dorin și de domnul Dregoi Costel, zis Dochița, cum îi spunem noi. Deci, datorită acestor doi oameni, proiectul nostru a obținut finanțare prin fonduri europene. Deci orice cetățean care obține finanțări din fonduri europene, în momentul în care se deschide o sesiune pentru asfaltări în comună, dacă trecem și pe la firma dumnealui, pe la poarta dumnealui, oferă punctaj proiectelor pe care le face administrația locală. Deci, în același timp, pentru dezvoltarea localității, deci sunt foarte mulți tineri care au cerut ca aceste ședințe pe care le facem noi să fie live, deoarece din Norvegia, domnul Cătălin Dorin, din Austria, domnul Ionuț Petosu, ne-au cerut ca aceste ședințe să fie filmate, întrucât avem foarte mulți cetățeni care doresc să se reîntoarcă în țară și doresc să obțină aceste finanțări, fie
rambursabile, fie nerambursabile. Lucrurile acestea vor fi dezbătute în ședința aceasta de către domnul director și de către firma de consultanță. La nivelul acestui an, anul 2021, este un an deosebit de important, pentru că există un buget disponibil de aproximativ 1 miliard de euro, care va fi lansat în a doua jumătate a acestui an, în sesiuni, atât pe măsuri agricole, cât și măsuri non-agricole. Da? Discutăm de măsuri cum ar fi instalarea de fermieri, modernizarea exploatațiilor agricole, crearea, modernizarea și înființarea unităților de procesare, activități non-agricole. Da? Discutăm de foarte multe oportunități. Cum am spus, bugetul este deosebit de generos, da? Vor exista toate măsurile, deci orice idee de afaceri, aproape orice idee de afaceri se poate încadra pe o linie de finanțare. Și este o oportunitate deosebit de mare aceste fonduri. Afilul Sopor PMGR finanțează atât activitățile din zona non-agricolă, cât și cele din zona agricolă. Cele din zona non-agricolă se referă în general activitățile de producție, servicii și sunt două mari direcții pe care putem merge, adică sunt măsura 6.2, înseamnă activități nou, noi înființate. Și aici ne vedem și la toate tipurile de solicitanți și de la denumire de persoane ce autorizate este prinderi individuale, societăți comerciale care fie funcționează în prezent, fie pot fi înființate până la data deschiderii apelului. Deosebirea față de, mă rog, 6.2 e o măsură care este 100% rambursabil. Aici, în față de toții de activitățile de producție, sunt finanțate cu maxim 70.000 de euro, iar cele de servicii sunt maxim 50.000 de euro. Activitățile de producție sunt intră doar conform unei anexe complicate de afir, sunt cele care se oferă la produse textile, încălțăminte, hârtie, produse din zona farmaceutică, prezentarea produselor lemnoase. Mulțumim tuturor participanților care sunteți prezenți astăzi. Vă încurajăm să accesați aceste fonduri, vă spuneam, atât pentru dezvoltarea comunei, cât și faptul că veniți în beneficiile localității în ceea ce privește absorpția de fonduri europene și ne oferiți punctaj prin accesările pe care le faceți dumneavoastră. Deci vă asigurăm tot sprijinul nostru logistic și tehnic, atât eu cât și domnul viceprimar, cât și consilierul personal, deci vă stăm la dispoziție pentru obținerea vizelor, chiar și în regim de urgență, obținerea autorizațiilor în ceea ce privește depunerea în termen a proiectelor. Deci vă stăm tot timpul la dispoziție și vă ajutăm, cât și cu firma de consultanță sau alte firme de consultanță care doriți. Deci aveți tot sprijinul nostru. Am revenit în studio. Domnule primar, Comuna Bosanci, fără fonduri europene s-ar descurca mai greu. Nu că nu s-ar descurca, dar mai greu. Banii europeni contează foarte mult în economia locală. Da, în primul mandat am avut mai multe proiecte prin fonduri europene. Deci a existat un proiect în ceea ce privește dotarea cu mobilier și utilarea căminului cultural din localitate. Proiect ce a fost încheiat. Au fost dotat cu mobilier, cu aparatură pentru ceea ce este necesar într-un cămin cultural. Deci ni s-au pus la dispoziție prin acest proiect instrumente muzicale, deci acordeon, chitară, mandoline, tot felul de instrumente muzicale, deci și în același timp straie tradiționale, deci pe care le folosim în localitate, care e specificul localității, mantale din alea cum se foloseau odată, bundițe,
tot port tradițional, tradițional, deci a bosâncenilor, a bucovinenilor în general. Deci apoi am avut un proiect prin fonduri europene, Căsuța din Povești, prin care am reabilitat aproape din temelii o grădiniță care a fost izolată termic, a fost utilată cu mobilier, cu aparatură electronică, cu videoproiectoare, cu laptopuri, dotată din toate punctele de vedere foarte modernă, cu un spațiu de joacă, cu împrejmuire, deci tot prin fonduri europene a fost. Apoi vorbeam despre acel drum de 1 milion de euro, de 5,2 km, care a fost tot din fonduri europene, și am mai depus un proiect în ceea ce privește dotarea școlii cu laptopuri, proiect la care acum ni s-au cerut clarificări și bănuiesc că va trece și acest proiect. Nu ne va, deci, 4 proiecte prin fonduri europene în primul mandat. Acum continuăm, vă spuneam, cu acele drumuri agricole, deci bănuiesc că vom obține finanțare și pentru acest proiect. Am calculat noi că am avea punctajul necesar și cerințele au fost îndeplinite pentru acest proiect și vom primi finanțare și pentru acest proiect. În același timp asigurăm logistică și consultanță pentru toți cetățenii care doresc. Asigurăm punte de legătură între firme de consultanță și datorită acestor proiecte au obținut bosâncenii proiecte, deci prin fonduri europene, și datorită acelor accesări de fonduri europene am obținut și punctaj la acel drum de 1 milion de euro. Dacă nu ar fi fost doi din locatarii care ar fi obținut finanțări în domeniul agricol, nu am fi obținut nici noi punctajul necesar pentru acele drumuri. Știți că pentru a obține fonduri europene, una din condiții este ca drumurile să treacă și pe la acele firme sau persoane care au accesat fonduri europene și se obține 5-10 puncte în funcție de proiecte. Extrem de important, da. Aminte punctele astea. Da. Și de-a lungul anilor, deci, am mai asigurat consultanță și pentru cetățenii care au domiciliu în străinătate. Mai avem și grupul de acțiune locală, tot fonduri europene sunt și acolo, care au accesat bosâncenii. Chiar și astăzi am avut cursuri cu acest grup de acțiune locală în cadrul primăriei. Asigurăm, deci, spațiu pentru a desfășura aceste cursuri celor de la grupul de acțiune locală și au venit atât bosânceni cât și cetățeni din alte localități care fac aceste cursuri, deci în vederea accesării pe anumite domenii de activitate, coduri Cayen, deci și anumite ramuri, deci agricole, non-agricole, și în felul acesta, deci, obținem atât în ceea ce privește pe plan personal, cât și în ceea ce privește la nivel de localitate accesarea fondurilor europene. Vreau să știți că live fiind pe Facebook avem și telespectatori sau, în fine, urmăritori care vă adresează direct cel puțin o întrebare. O am acum pregătită pentru dumneavoastră. Domnul Constantin întreabă când vor fi gata trotuarele în satul Cumpărătura din comuna Bosanci. Da, trotuarul din satul Cumpărătura face parte dintr-un proiect pe 4 străzi. Vorbim de strada Unirii, care a fost executată deja parțial, deci din dealul satului. Vorbim de strada Alexandru cel Bun. S-a început deja, deci, pavarea, am ajuns undeva în zona domnului Ieremia, care este angajat al primăriei, deci cu pavarea, deci pavaj pietonal. Din zona dinspre Cumpărătura am plecat, la intrarea dinspre Cumpărătura, până spre centrul localității. Nu reușim să ajungem în centrul localității, bănuiesc că vremea nu ne permite, dar am realizat în mare parte din acest proiect, a fost realizat. Și mai este strada
Sucevei și strada Ștefan cel Mare, care este aferent axei rutiere strategice Iași-Suceava, care drumul DG208 care trece prin localitate. Acolo ni s-a spus că ni se va da autorizare după încheierea proiectului pe care îl au ei. Nu putem să suprapunem proiectul nostru peste proiectul cu fonduri europene. După ce ei vor încheia, vom executa și acolo. Și, spuneam, este cuprinsă și strada Fălticeniului din Cumpărătura. Acolo au fost mai greu de obținut avizele. Chiar și săptămâna trecută din nou a venit o negație de la poliția rutieră. Mai cer clarificări în acest proiect. Nu știu, poate este vina proiectantului, nu a adus suficiente argumente la acea stradă, deci celelalte străzi au fost deja avizate, scoasă autorizație de construcție, numai în zona Cumpărătura, întrucât este drum european, drum național, deci acolo avizele se obțin mai greu. Deci este CNAIR-uri, Compania Națională de Drumuri, este Poliția Rutieră, care dă avize mult mai greu în această privință, dar consider că până la final vom obține avizul și autorizația de construcție și pe strada Fălticeniului. Deci proiectul este aprobat și acolo, numai nu a putut fi executat deoarece au fost anumite clarificări, încă nu este din partea poliției rutiere avizul final. Vreau să vorbim puțin și despre COVID în educație, domnule primar, pentru că într-un fel sau altul a afectat viața oamenilor din comun, așa cum a afectat viața tuturor oamenilor. A fost în municipiul Suceava un protest, mai întâi a fost un protest la Bosanci, ulterior părinți și copii au ajuns la Suceava, a fost un protest în centrul municipiului, reședință de județ. Au fost și discuții ale dumneavoastră cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, au fost puncte de vedere în legătură și cu acest COVID și cu vaccinarea. Eu vă invit să urmărim împreună un material și ulterior să comentăm nu doar acel material, ci și punctul de vedere oficial al dumneavoastră în legătură cu acest subiect și, foarte important, și cu celălalt protest, și anume cel mai recent protest, și anume cel referitor având ca subiect familia Furdui. Mi-aș dori foarte tare să vedem care este poziția dumneavoastră după acuzațiile aduse de protecția copilului, mai precis de Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Vreau să urmărim, doamnelor și domnilor, materialul, mai precis punctele de vedere ale domnului primar Nicolae Miron, material de asemenea luat de pe pagina domniei sale de socializare. Materialul vorc. Mâine, voi mâine veniți cu certificatul verde și ne impuneți ca să nu mai intrăm în instituție. Eu, ca primar, nu sunt vaccinat și nici nu mă vaccinez, atâta vreme cât medicii specialiști am discutat cu ei din localitate și din Suceava și mi-au spus că ei și familiile lor nu se vaccinează, cum puteți să ne impunem nouă sau cadrelor didactice să ne vaccinăm pe ceva experimental? La ora actuală, consilierul meu personal este vaccinat de 3 săptămâni. Este bolnav și are urmări în urma vaccinului. Consilierul meu personal a fost vaccinat. Colegul meu de muncă s-a vaccinat iarăși. Acum este în carantină, s-a infectat după administrarea vaccinurilor. Spuneți-mi și dumneavoastră ce să credem. Vă spun din practică lucruri care pot fi verificate de oricine, de DSP, de minister, de oricine. Dați-ne o explicație, că nu găsim o explicație logică în tot ceea ce se întâmplă. Consider că, vă rog,
consider că trebuie să asigurăm cetățenilor testare gratuită, întrucât nu toți au posibilitatea pentru a-și face aceste teste, pentru a limita, deci, îmbolnăvirile, dacă vor fi testați. Și din fază incipientă trebuie să tratați oamenii, să le se asigure medicamente, nu să se urmărească, da, interese economice în vânzarea vaccinurilor achiziționate la prețuri exorbitante, da, și să justifice aceste vaccinuri, punând, așa cum spuneau consătenii mei, presiune asupra cadrelor didactice, asupra populației, ca să se vaccineze. Nu putem să impunem cuiva să-și administreze un tratament sau un vaccin experimental. Deci am avut discuții la nivelul școlii cu comitetul de coordonare, comitetul de administrație a școlii, am cântărit toate lucrurile. Rugăm o mai mare atenție din partea guvernanților să lase interesele economice care le au și pe care le coordonează din subteran și să asigure populației medicamentele necesare pentru a fi tratat. Mai mult decât atât, avem consilieri, avem consilieri din cadrul primăriei Bosanci care lucrează la ATI la Suceava. Suntem conștienți și suntem informați de ceea ce se întâmplă în secția ATI de la Suceava. Vă spun, avem consilier local acolo. Deci este cadrul acolo. Sunt 18 paturi la ATI Suceava, da? Atât, da? Sunt 18 paturi, da? Și acolo sunt tratați oameni și ni s-a spus foarte clar. Toți cei ce au fost tratați cu Arbidol, deci sunt vindecați și n-au nicio problemă. Asigurați-le oamenilor medicamentele necesare să fie tratați și nu se va pune problema. Este o gripă severă, este o gripă accentuată, da? Și poate fi tratată într-un mod normal, fără a cheltui miliarde pe lucruri care nu folosesc la nimic. Da, materialul a fost preluat de pe monitorul Suceava, ulterior postat pe pagina de socializare a domnului primar Nicolae Miron. Domnule primar, e adevărat că nu putem impune, însă putem recomanda vaccinarea în condițiile în care nu urmărește, cum spuneați dumneavoastră, interese economice ale unora. Contextul, vă rog, acestor declarații și poziția ulterioară, vă rog. Da, nu sunt medic, nu sunt virusolog, dar bănuiesc într-o oarecare măsură. Am 17 ani de școală, am studii superioare, îmi continui studiile și acum. Cred că în școala primară, deci am fost premiat mai tot timpul cu coroniță, cum era înainte, am fost locțiitor de comandant de unitate pe școală, cum era în treapta întâia, am fost al 8-lea pe listă, în treapta a doua am fost al 2-lea pe listă, în clasa 12-a am luat premiul 2 pe țară în prelucrarea lemnului, fiindcă eram la profilul sculptură, deci am luat pe promoția mea, vorbesc, deci am premiul 2 pe țară, la proba practică pot să zic cu nota 10, deci la teorie am fost puțin mai slab și m-a depășit un coleg de prin Arad, dar nu pot să zic că sunt un erudit, dar eu mi-am bazat explicație mai mult pe logică, mai mult pe ceea ce am pipăit în teren, ceea ce am văzut în teren. Deci cu toate că în ultima vreme, deci eu am considerat și consider că și credința are un rol important în viața societății. Chiar dacă pe zi ce trecem, se pare că tot mai mult virtuțiile devin vicii sau morala care este în ultima vreme, morala creștină, educația iudeo-creștină pe care am primit-o din copilărie, de la părinții, este tot mai mult discreditată. Deci eu mulțumesc lui Dumnezeu, din punct de vedere medical sunt
sănătos. Deci nu am nicio boală și consider că Dumnezeu a pus în corpul pe care ne l-a dat, după ce a creat Dumnezeu toate lucrurile, când a privit, după ce l-a creat și pe om, a văzut că toate lucrurile nu erau bune, erau foarte bune, deci pe care le-a făcut. Eu cred că a pus și anticorpi în corpul pe care ne l-a dat Dumnezeu, cum am fost creați, deci și tot ceea ce am prezentat atunci, într-adevăr, a fost o răbufnire a domnului inspector, care puțin m-a deranjat, care spunea dumnealui: domnule primar, ați folosit copii, ați adus copiii pe jos. Deci am văzut că a fost sesizată și protecția copilului în semn de intimidare. Deci din start, dacă observați pe pagina de socializare pe Facebook, veți vedea că anunțul de către, nu am fost nici eu, cel puțin n-am fost organizatorul acestui protest, eu m-am alăturat protestului, bineînțeles că am susținut pe concetățeanul meu care a organizat acest protest, pe domnul Marius Cârneală, căruia îl felicit și pe această cale, deci am fost de acord când a anunțat acest protest, fiind incidența de infectare în localitate fiind foarte scăzută și la nivel de județ, deci am considerat că nu este normal copiii să facă școala online, aduceam și atunci explicații, eu personal chiar cu o zi înainte sau în ziua respectivă, chiar nu mai țin minte exact, copilul, unul din copiii, din cei 6 copii pe care mi-a dăruit Dumnezeu, deci l-am trezit dimineața, când m-am trezit și eu, să-și înceapă cursurile online. Numai bine l-am trezit, când să plec la muncă, am vrut să văd ce-mi face copilul pe care l-am îndemnat la ore. El deja dormea cu telefonul la cap și făcea cursuri online. Știți? Deci deschisese și calculatorul și telefonul, dar deja dormea. Și l-am întrebat ce face la ore. S-a trezit din nou, bineînțeles. Deci am considerat că trebuie să venim cu argumente logice în toate aceste stări de lucruri și în toată această pandemie, deoarece s-a mințit foarte mult, s-a manipulat foarte mult. Știți că s-a spus despre Comuna Bosanci că la începutul pandemiei a fost zona zero, cum spuneau ei, și au învinuit o persoană venită din Belgia care ar fi participat la slujbe religioase și a infectat încă peste 1000 de cetățeni, lucru care s-a dovedit a fi fals, nici măcar persoana respectivă nu a fost infectată, de asta vă spuneam, e multă manipulare. Drept dovadă, deci vedeți și în zona noastră a Sucevei, zona verde, unde s-a folosit pastilele acestea, Arbidol, nu sunt eu medic să le recomand. Sunt nerecomandate, sunt cică de contrabandă. Da, că ar fi de contrabandă, dar vreau să vă spun încă un argument pipăit, practic, chiar zilele trecute un prieten din Belgia, deci a fost infectat cu coronavirus, a fost depistat pozitiv și a trimis mama dumnealui Arbidol. A doua zi, deci i-a trecut toate bolile, toate simptomele care erau în urma folosirii 3 pastile de Arbidol, pare mi se 4 pastile pe zi se iau. Deci a spus că i-a luat boala ca și cum i-ar fi luat-o cu mâna. Deci în urma administrării acestor pastile. Acum nu e de recomandat să urmărim zonele de contrabandă pentru aceste pastile, e de recomandat să urmărim sfatul medicului, exact. Însă este foarte important să fim suficient de precauți în a vedea cu cine intrăm în contact și așa mai departe. E foarte recomandat prevenția, deci absolut. În același timp, deci boala, spuneam și altă dată, există, deci s-a dovedit lucrul acesta, regretăm, sunt atâtea decese în această privință, în ultima perioadă, dar există foarte multă amplificare a situației, deci respective la ora actuală, și spuneam, deci sunt foarte multe interese la nivel înalt, în ceea ce privește comercializarea atât a medicamentelor, cât și a măștilor care sunt, cât și a testelor de la ora actuală. Deci sunt practicate deci niște prețuri exorbitante în această privință și
cei de la Organizația Mondială a Sănătății, se dovedește pe zi ce trece că controlează cât mai mult guvernele țărilor europene, cât și a celorlalte continente. A început școala cu prezență fizică și cu testare, domnule primar. Spuneați că sunteți tată la 6 copii, să vă trăiască. Iată că părinții trebuie să facă acasă, ulterior să prezinte testul pozitiv sau negativ, să facă raportarea aceasta. Cum vedeți lucrurile în școală acum? Da, la ora actuală, deci știți, incidența în majoritatea localităților, deci este foarte mică, spre zero. Mică, chiar zero. Deci la noi, la Bosanci, este 0,21%. Chiar astăzi priveam pe raportările care le primim zilnic de la Direcția de Sănătate Publică. Le urmărim, aceste raportări, deci ni se transmite, bineînțeles, numărul populației, numărul victimelor, numărul celor care sunt infectați. Dacă a scăzut sau dacă a crescut numărul persoanelor, ni se transmite numărul celor care au fost depistați pozitiv de-a lungul perioadei pandemice. Deci e un lucru foarte clar, deci monitorizăm prin șeful serviciilor situațiilor de urgență din localitate. Asigurați produse de dezinfectanță în toate grădinițele, exact, și școlile? Asigurăm atât măști cât așa și e regula. Dezinfectanți, bineînțeles. S-am asigurat de-a lungul parcursului și aici este problema discutabilă, deci foarte multe localități au folosit banii publici, au, pot să zic, delapidări din banii publici. La nivel de localitate, foarte puțin am cheltuit în această perioadă de pandemie. Deci, nu știu exact acum o cifră pe toată perioada, dar este o cifră infimă. Deci, și cred că banii publici trebuie chivernisiți într-un mod cât mai conștient, deci pentru localitate, și trebuie să facem economii ca și cum ar fi banii noștri personali. Asta nu înseamnă că nu ați dezinfectat. A, bineînțeles, deci am asigurat, am dat și cu dezinfectanți. Știți că era acea perioadă când s-au folosit anumite aparate, anumite costume, deci am folosit și noi, echipamente, am da. Făcut și în localitate deratizare sau alte lucruri, deci dezinfecție. Deci tot timpul ne-am conformat cerințelor pe care le primeam și a ordinelor din partea Ministerului pentru această perioadă. Dar vă spuneam, trebuie și aici folosiți cu cumpătare și cu chibzuință, nu investiții care... Acuzațiile aduse de protecția copilului, domnule primar, pentru că acolo spune-se că acești copii au fost aduși și da. Uite că apar și acuzații în spațiu public. Haideți să vedem care este opinia cealaltă. Audiatur, deci, et altera pars. Direcția de protecție a copilului, inclusiv domnul inspector, m-a acuzat că am folosit copii, știți, nu a fost redat în totalitate discuția care a fost purtată atunci la inspectoratul școlar, dar eram acuzat că aș fi folosit copii. Nu. Deci nu eu am organizat protestul, vă spuneam. Domnul Marius Cârneală a organizat acest protest și din start a făcut anunțul și a spus foarte clar. Corect, l-am auzit pe Marius. Da, să fie folosiți doar profesorii și părinții, fără copii. Ei, în dimineața respectivă ne-am trezit părinții însoțiți de copii sau copiii însoțiți de părinți. Dacă observați pe acele imagini și pe televiziunile care au prezentat protestul, veți observa, mai ales pe parcursul drumului, deci ați observat, părinții erau de mână cu copiii. Deci părinții au dorit să meargă împreună cu copiii. Cred că un singur copil a fost neînsoțit de părinți, pe care l-am luat eu și l-am transportat înapoi în localitate. Deci am asigurat, am luat legătura, bineînțeles, și cu jandarmeria și cu poliția locală și am asigurat, deci, protecție de-a lungul traseului până la inspectoratul școlar. Și deci copiii au mers în siguranță însoțiți de părinți. Bineînțeles, am asigurat și hrană și apă de-a lungul
protestului, da, parcursul pe care de-a lungul drumului care l-au parcurs până la inspectoratul școlar și la inspectoratul școlar la final, deci am stat până la urmă, până au plecat ultimii părinți și ultimii copii, să nu rămână cineva pe jos sau așa. Dar au fost însoțiți de părinți, spuneam, un singur copil care a fost fără părinți, l-am luat eu și l-am transportat până în localitate înapoi. Deci nu are cum protecția copilului să ne să ne zic așa, să ne știu eu reproșeze, deci faptul că am folosit copiii n-a fost intenția mea, nici a organizatorului, ci a fost intenția părinților care au vrut să protesteze alături de copii. Eu aș vrea ca protecția copilului să se fi interesat de familia Cârlan din localitate, căruia noi, împreună cu cetățenii, cu comunitățile religioase din localitate, cu reprezentanții comunităților religioase, atât reprezentanții comunității ortodoxe, cât și penticostale, cât și baptiste, cât și oastea Domnului din localitate, avem mai multe, deci avem mai multe biserici în localitate, avem 3 biserici ortodoxe, avem 2 biserici penticostale, avem o biserică baptistă, avem la comunitatea oastei Domnului mai recent o nouă adunare, o nouă biserică, să zic așa. Deci noi am în momentul în care protecția copilului ar trebui atunci să se sesizeze, când au rămas orfani familia Cârlan, cărora le-am construit casă, da? Așa, deci au rămas orfani și de mamă și de tată, deci le-am asigurat, le-am construit o casă cu toate dotările, deci așa. Aș fi vrut să se sesizeze și în cazul familiei Nedelcu, cărora le-am construit o vilă, să zic așa, da, că erau probleme sociale acolo. Aș fi vrut acum să se sesizeze protecția consumatorului în cazul familiei Stănescu, familie de romi, cărora le construim acum o vilă. Lișoară. Suntem la acoperiș, dar n-au contribuit cu nimica, doar simple aici mai anchete. Aici mai da? Greu, da. Să constatări putem face și noi. Sunt dar nu trebuie să rămânem la nivel de constatări. Deci am construit și construim case pentru toate familiile cu nevoi sociale precare din localitate. Deci până acum avem construite 3 case, 3 vilișoare, așa, și urmează, cred că în primăvara și a patra pentru familia Niță, ultima familie, să zic, din localitate, care n-are un acoperiș deasupra capului. Deci avem o colaborare foarte bună cu reprezentanții comunităților religioase și împreună construim case acestor familii nevoiașe. În același timp, la nivel de localitate, când are loc un incendiu, cetățenii sunt foarte săritori, deci și simt și împreună și solidari cu cei în cauză și dacă, cum a fost cazul, dacă iarde cuiva casa, deci totdeauna s-a făcut o casă mult mai bună, cum a fost, spre exemplu, familia problema familiei Bobu, Ilie, deci i s-a construit o vilă cu demisol, parter și masardă, pot da. Să spun. Oricum, necazul omului rămâne. Și n-aș vrea să le dau la toate familiile, dar au fost peste 5 familii cărora le-a ars casa în decursul acestor ani și le-am construit din nou casele. Deci, cetățenii sunt foarte solidari și mă bucur de lucrul acesta. Mai avem la dispoziție vreo 3 minute, domnule primar, cele mai importante momentul ăsta. 2021 a fost un an în care punctele dumneavoastră de vedere în ceea ce privește Partidul Național Liberal au fost schimbate și schimbabile. În 3 minute, argumente, vă rog. Da, în ceea ce privește relația mea cu Partidul Național Liberal. Deci, știți prea bine, în momentul în care a început să se destrame Partidul ALDE, da, deci atunci au fost niște zvâcniri și în momentul acela a fost și prezidențialele și am sucit frâiile în acea perioadă întrucât nu am fost de acord cu acea reuniune care a fost atunci cu Partidul Social Democrat. Domnul Tăricianu a atins spre Partidul Social Democrat și eu în acea perioadă m-am delimitat de ALDE și l-am susținut pe domnul Iohannis și regret lucrul
momentul acesta. Deci sunt liberal, deci de orientare liberală, am fost și sunt de orientare liberală. În același timp am fost unul care am prevăzut ceea ce se întâmplă și prevăd de obicei succesul sau insuccesul anumitor lideri. Da. Deci în momentul în care a apărut moțiunea domnului Orban și moțiunea domnului Câțu, din start știți că la nivel județean am fost de altă părere, întrucât nu am văzut în domnul Câțu un lider cu perspective de viitor. Deci, cu toate că s-a făcut foarte multă politică pe latura aceasta, s-au folosit tot felul de metode neortodoxe pentru a-l face președinte al Partidului Național pe domnul Câțu. Știți, atât la nivel județean, deci alegerile care au avut loc a fost doar un simulacru, știți aceste lucruri atât la nivel județean cât și la nivel național. Deci spun din ceea ce am pipăit, din ceea ce am văzut cu ochiul, imagini vizuale, deci așa. Deci ceea ce s-a întâmplat. Deci s-a observat lucrul acesta, domnul Câțu nu a avut și nu va avea sorți de izbândă. Acum în sondaje probabil este undeva între 5 și 7%. Deci va trebui, bineînțeles, la nivel de Partid Național Liberal va trebui să aibă un nou congres anul următor și cred că va avea loc lucrul acesta deoarece într-un picaj ascendent Partidul Național Liberal, deci consider că ceea ce s-a întâmplat acum, domnul Iohannis a dat aproape tot pentru a-și menține funcția de președinte, întrucât dacă socialdemocrații nu ar fi format guvern, deci cu Partidul Național Liberal, bineînțeles urma suspendarea domnului președinte. Nu v-a plăcut atunci Tăricianu și PSD? Ia cătă că acum e PNL și PSD, iar la Bosanci război. Da, poate la Bosanci nu este război. La Bosanci este totală armonie între primar, între viceprimar și consilierii locali. Doar că dacă este război, este undeva la nivel național, la nivel local. Deci noi la nivel local ne înțelegem foarte bine. Deci se aprobă proiectele, facem tot ceea ce trebuie pentru cetățeni, ne dezvoltăm într-un mod galopant. Aveți susținerea PSD Bosanci? Poftim? Aveți susținerea PSD Bosanci? La Bosanci, chiar acum discutam în ultima ședință de Consiliu Local că la nivel național a avut loc această alianță de formare a guvernului și consilierii de la PSD i-am văzut mult mai sociabil decât atunci când erau în opoziție. Doamne ajută, e de bine înseamnă că... Da. Bun, am epuizat timpul, însă ultima frază, vă rog, totuși 2021, un an bun, 2022 ar trebui să fie și mai bun. Da, 2021 a fost un an foarte bun, un an excelent pentru noi. Am construit, deci am făcut un cântar în localitate pentru producătorii agricoli, deci așa. Am început construirea unei săli de sport la școala din Vale. Am amenajat parcarea de la vechea sală de sport. Deci am început clădirea administrativă din dealul satului. Deci am pavat o mare parte din proiectul de care vă spuneam. Deci am definitivat centrul medical care l-am început prin PNDL, un centru medical foarte modern. Am amplasat stații moderne de autobuz și continuăm să amplasăm gratis prin reprezentantul care amplasează aceste stații de autobuz. Deci vă faceți colectarea gratuită, da. Colectare proprie, deci servicii proprii. Deci am continuat cu procesul acesta de purificare a apei, deci am mai săpat vreo 3 puțuri, pare mi s-a mai făcut anul acesta. Deci asfaltările au mers excelent. Am făcut și avem în derulare foarte multe proiecte deja aprobate și semnate contracte pentru anii următori de asfaltare. Vă spuneam, apa și canalul, deci acoperim aproape 100% drumurile cu puțină finanțare de la fondurile europene, deci și cu ceva finanțare de la
banii, deci, de la guvern. Am depus două proiecte prin Angel Salini de asfaltare și un proiect de apă și canal, vă spuneam. Am mai depus un proiect prin fonduri europene pe agricole despre care am vorbit. Deci avem vreo două proiecte din bugetul local deja aprobate, semnate contractele. Deci anul următor vom lucra foarte bine. Mai mult decât atât, deci am făcut și cartografierea localității. Urmează zilele următoare să ne prezinte și vom avea o bază de impozitare foarte clară și bugetul local va fi mărit cu 20-30%. Nu am mărit taxele și impozitele locale, deja am aprobat, deci taxele și impozitele locale pe anul următor. Nu am mărit deloc taxele și impozitele locale. Dar le veți aplica mult mai corect. Da, deci doar atâta s-a mărit taxa de salubrizare, întrucât serviciul de salubrizare nu acoperă suficient cheltuielile pentru serviciul de salubrizare. În rest, bineînțeles, este un mic coeficient de inflație care prin lege se adaugă anual, deci atâta doar, dar taxele și impozitele locale au rămas aceleași și cred că în anul următor, anul acesta am avut 220 de miliarde, deci bugetul local, la secțiunea de dezvoltare am avut undeva 67%, la funcționare am redus personalul din cadrul primăriei cu vreo 5 posturi, vă spuneam, în primărie nu am oameni care stau degeaba, bineînțeles cu mici excepții, dar fiecare își fac treaba, aparatul de specialitate din subordine își face treaba și ne dezvoltăm foarte bine. Mulțumesc foarte mult, domnule primar, sănătate să aveți, Doamne ajută, spor la treabă și păstrăm legătura. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii, mulțumim că ne-ați urmărit, până data viitoare, toate bune.